O ultimă întrebare, domnul Angelescu. Activați clauza în vara lui Papeo de prelungire? Am activat-o deja. Ați activat-o deja? Da. Și, deci, practic, din vară cât mai are? Nu, noi avem o clauză de prelungire. Din vară mai are încă un an, dacă nu mai știu. Era o clauză pentru încă un an și am activat-o. Am înțeles. Sau ați activat-o sau ați activat-o și ați mărit-o? Nu, doar am activat-o. Am înțeles. Deci, Papeo rămâne și sezonul viitor la Rapid. E subiect închis. Va, adică a fost și jucătorul, mă gândesc, de acord. Normal, da. Aha. Deci cu Papeo e subiect închis. Deci va fi și la anul. V-ați gândit să-i oferiți mai mult sau momentan doar ați activat clauza? Nu, am activat clauza și o să vedem. Repet, o să vedem vara viitoare. E în regulă. Gol mai frumos ca lui Burmaz în ultimul timp, ați văzut? Nu știu, eu sunt subiectiv, vă dați seama că e jucătorul nostru. Nu. E un gol foarte, foarte frumos, chiar. Ce pot să spun, doar că de când mă duc eu pe Giulești, e cel mai frumos gol, probabil, dar nu știu, au mai fost, am văzut și golul lui Pop, a fost frumos, poate mai fost, e un gol, e unul din cele mai frumoase goluri până acum din campionat, dar cred că e mai puțin relevant dacă e chiar cel mai frumos sau e al doilea sau al treilea, mă bucur pentru el și mă bucur că a fost asemenea execuție.